În luna aprilie au fost organizate două proceduri de licitație publică pentru închirierea pășunului proprietate privat a municipiului Pașcani, aflat în administrarea Consiliului Local al municipiului Pașcani. Una a avut loc pe data de 24-a și una pe 30. Pe data de 24 au fost ofertate numai o singură parcelă cu doi oferte și a avut loc această ofertă, ofertă de agrocomplex. S-a organizat într-o procedură de licitație data de 30-a. De la un singur loc am avut două oferte, celelalte au fost adjudicate prin negociere directă. Din cele 15 loturi care au fost scoase la licitație, au fost inițiate contracte pentru un număr de 12 loturi, 3 loturi în rând în afară licitație, deci nu au fost solicitate. E vorba de lotul 10 Câștiești, 12 Fântânele și lotul 14 Blăgești. În timpul licitației au fost studiate de sale, au fost conform legilor întocmite documentația, procesul verbal de licitație, au fost respectate prevederile legale, nu au fost contestații legate de licitație, și aici când spun că nu au fost contestații legate de licitație, înseamnă de cei înscriși la licitație, nu cei care nu s-au înscris, pentru că am avut o problemă de genul ăsta, când cineva a reclamat că n-a știut că are loc licitația, cu toate că ea a fost publicată, afișată și la afișerul primăriei. Deci asta nu se cheamă o contestație legată de licitație, pentru că nu a fost înscris și nu a participat și nu a depus documentația necesară pentru licitație. Celelalte date concrete care sunt parcele respective, cine l-a câștigat, nu știu ce este stabilizat, ei au fost îndocumentate deja contracte de închiriere, au fost predate amplasamentele către cei care le-au concesionat. Perioada de concesionare este de 5 ani și conform prevederilor contractuale au obligația să întrețină, să administreze acele pășuni. Scrie acolo tot ceea ce. Dacă aveți ceva de lămurit, domnul Petri vă stă la dispoziție. Da, mulțumesc. Dacă sunt discuții pe raport. Nu este nimeni, mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 7. Privind declararea unității de locuit numărul 10 situată în blocul BO1, strada Grăbiniței 20, ca locuință de necesitate și repartizarea acestea. Domnule primar, vă rog, sunteți inițiatorul. Dar întâi sunt comisiile. Aveți favorabil. Am avut în fiecare an un proiect de hotărâre privind închiderea sâmbătă și duminica, deci în weekend a străzii, a unui fie. Cu scuze. Vă spuneam anterior că am fost până la cabinet la domnul doctor Plăcovăț. Dumnealui a depus și la primărie o solicitare, o cerere prin care solicită Consiliul Local să-i fie repartizată pe o perioadă determinată o locuință motivat de faptul că dumnealui de 40 de ani de zile a stat numai în spitalul CFR. Acolo a avut și locul de muncă și casa și masa, toate le-a avut în spitalul CFR. În urma hotărârii Consiliului de Administrație al spitalului CFR, i s-a transmis un termen, pare mi se de 30 sau 60 de zile, perioada în care să-și rezolve problema locativă. Noi am inițiat acest proiect de hotărâre, având un apartament la B0, locuințe sociale, disponibil în urma predării locuinței de către o familie care probabil și-a găsit în altă parte sau a cumpărat locuință și a rămas disponibilă. Sigur, cunoașteți, domnul doctor Găbovăț este cetățean de onoare al municipiului Pașcani. Noi avem și alte persoane pe ordinea de zi. Sigur, discutam cu secretarul, va trebui să venim cu un regulament prin care aceste persoane se primească anumite facilități din partea
municipalității ca o recunoaștere pentru ceea ce a făcut pentru municipiul nostru. Dumneavoastră analizați și hotărâți. Da, mulțumesc, domnul primar. Dacă sunt ceva discuții pe proiect. Dacă nu, supun vreau să-l întreb pe domnul secretar, că nu-i văd să fie aici, dacă totul este în regulă. Dacă nu-ți zic nimic, e în regulă. Ok. Cum n-ați spus? Sigur. Nu tot. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în întregimea lui, așa cum este prezentat. Cine este pentru? Se abține cineva? Cineva împotrivă? Mulțumesc.